și se simte miros de braț și la Casa Albă, la propriu, pomul de Crăciun a ajuns la reședința celui mai puternic om de pe pământ. Un brad de 5 metri care va fi împodobit cu fotografii făcute la întoarcerea militarilor americani din Teatrele de Război. În timp ce liderul de la Casa Albă se ocupă de problemele statului, soția sa, Michelle, împreună cu fiicele lor, Sasha și Malia, a ieșit în întâmpinarea bradului de Crăciun. Nu este de mirare că prima doamnă a fost surprinsă de brad. Acesta măsoară numai puțin de 5 metri înălțime și va fi amplasat în Camera Albastră, cea mai mare încăpere de la Casa Albă. Crăciunul de anul acesta este primul la Casa Albă pentru noul câine al familiei Obama. Pomul va fi împodobit cu fotografii făcute la sosirea în țara soldaților și Casa Albă se va schimba la față în perioada sărbătorilor. În acest weekend va fi împodobită de voluntari și angajații administrației prezidențiale. All right, you guys. We will see you a lot in the next coming weeks. Enjoy your Thanksgiving weekend. All right? Stay out of trouble.